Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. După ce duminica trecută am zis, ne bucurăm sau nădăjduim împotriva oricărei nădejde. Pavel ne aruncă pe celălalt mal, cel puțin cu gândul și cu sufletul, și ne spune că știind ce e acolo și ce ne așteaptă, ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Roman, capitolul 5, versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Priviți cu mine câteva imagini. Ca să treci prăpastia, e mare lucru să construiască cineva înaintea ta un viaduct, un pod. Cu cât mai mare e prăpastia, cu atât mai amețitoare sunt înălțimile pe care umbli. Dacă e să treci Valea Iordanului sau Apa Iordanului, cum spunea Tavica trecută Anca, ai nevoie de o construcție pe care numai el o poate face. Sau dacă ar fi să treci un fluviu, e nevoie de același loc, același lucru. Dar dacă v-ați uitat atenți, în toate imaginile ați văzut pe lângă prăpastie doi piloni de care sunt ancorate tot restul. Da, tot restul. Doi piloni pe care se rează într-un fel puntea care ne trece dincolo. Ai nevoie de doi piloni absolut siguri. Ori de câte ori vedeam în Melbourne, de la aeroport, spre zona în care stăteam, treceam un pod superb, un pod suspendat peste o ramură a oceanului. Era portul foarte aproape și ori de câte ori treceam peste el, mă uitam nu departe, erau vestigiile unui alt pod care s-a prăbușit în timpul zilei cu toate mașinile pe el. Când un pilon cedează pentru că e nesigur, dragii mei, catastrofa este inevitabilă. Am revenit la textul de duminica trecută ca să construiesc pe el și v-aș atrage atenția asupra conectivelor din text. Conectivele sunt cuvinte mici pe care noi le neglijăm de obicei, mai ales atunci când segmentăm textul așa cum îl găsim în Biblia noastră și uităm de ce începe propoziția cu deci sau cu de aceea sau cu pentru că. Toate aceste cuvinte te obligă să legi ideile la oaltă și doar această zidire a ideilor împreună îți oferă temelia pentru convingerile sau concluziile tale. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Am văzut duminica trecută că acel deci ne aruncă înapoi în capitolul precedent de experiența lui Avram și a spicuit câteva versete ca să leg la oaltă lucrurile. Ce vom zice, dar, că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Că ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Și versetul 23 continuă, dar nu numai pentru el este scris, i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor care credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat pentru fără de legile noastre și a înviat din morți din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Priviți o clipă conceptele pe care construiește tot ce urmează din capitolul 5 încolo. În primul rând sunt fără de legile noastre. Fără de legile noastre au cauzat moartea Domnului Iisus Hristos. Moartea Lui a cauzat neprihănirea noastră. Neprihănirea noastră a cauzat învierea Lui. Observați relațiile dintre aceste concepte. Acum, patru dintre ele stau înaintea noastră, cu trei nu avem mari probleme. Nimeni nu se îndoiește de fără de legile Lui. Sau poate este cineva între noi care n-are niciun păcat, n-are nici nevoie de Hristos. Și dacă ați ridica mâna, aș ști că sunteți mincinoși, pentru că Scriptura ne spune, toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Observați, avem o certitudine, fără de legile noastre.
Dar avem o altă certitudine înfiptă în dealul căpățânii în istoria omenirii, crucea Domnului Iisus Hristos, moartea Lui pentru păcatele noastre. Și avem o altă certitudine, a treia zi, învierea din morți a Domnului Iisus Hristos. Acum, singura variabilă este neprihănirea noastră, mai ales atunci când ne uităm la noi înșine, când ne privim în oglindă, nu prea suntem siguri unde stăm și ce avem și dacă ne primește sau nu ne primește Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem astăzi că liniștea, odihna noastră, pacea noastră vine din lucrurile certe, nu din lucrurile incerte. Și de aceea Scriptura ne îndeamnă să privim la ceea ce nu se clatină. Când privim la noi, avem îndoieli serioase cu privire la neprihănirea noastră. Dar dacă citim Biblia, vom vedea că Biblia vorbește în termenii lui deja avem ceva, sunt lucruri certe pe care le avem și în ele trebuie ancorată credința noastră, dar încă n-am terminat alergarea. Și atunci există și un totuși nu încă. Și aș citi un text ca să vedeți ruperea care se întâmplă între aceste două extreme. În Evrei, capitolul 2, versetul 5, ni se face o promisiune extraordinară, practic o afirmație fantastică în ce ne privește, în adevăr, nu unor îngeri a supus Dumnezeu lumea viitoare despre care vorbim, ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să se aduce aminte de el și fiul omului ca să îl cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste toate lucrarea mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-au fost supuse toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Nu știu dacă vă vine să credeți. Noi vom stăpâni lumea viitoare, vom judeca chiar și pe îngeri. Toate le-au fost supuse. Totuși, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Mă uit în oglindă și văd de cel mai multe ori un rob, nu un stăpân, un cerșetor, nu unul care are din belșug, un moștenitor. Observați, când ne uităm la realitățile din noi, la drumul pe care îl parcurgem, putem spune și noi împreună cu autorul. Totuși acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Ca să elimini îndoiala, să rezolvi îndoiala din inima ta, trebuie să-ți întorci privirile de pe tine pe El. Pentru că versetul 9 continuă, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru că prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile și care voia să ducă mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. De aceea Iisus Hristos, Domnul nostru, a fost dat din pricina fără de legilor noastre, dar a înviat din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Frații mei, sunt multe momente în viață în care ne cuprinde îndoială. Postim, strigăm, cerem de la Dumnezeu răspuns la rugăciunile noastre și cerul tace. Îndoielile nu se risipesc privind la noi, ci privind la El. Oare la întâmplare, a spus Domnul Iisus, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu? De foarte multe ori, noi întoarcem toate reflectoarele spre noi. Evanghelia, vestea bună, ne privește pe noi. Dragii mei, Evanghelia nu este despre noi, în primul rând, ci este despre El și lucrarea Lui. Și dați-mi voie să las pe Pavel, să o adune într-o coajă de nucă, în patru versete din 1 Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscută, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. La ce trebuie să ținem? Care sunt pilonii aceia de care să ne agățăm, pe care construiește Dumnezeu puntea, viaductul care se ducă la nădejdea slavei lui Dumnezeu? Versetul 3. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu,
că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scriptură. Nu știu dacă simțiți înfiptă în țărâna pământului pilonul crucii lui Hristos, de care se agață nădejdea noastră și puntea noastră spre dincolo. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Nimeni n-a fost prezent. De unde să știm că e adevărat? Dragii mei, arătările Domnului Iisus Hristos sunt dovada învierii Lui și versetul 5 continuă. S-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Și apoi, la urmă, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Și Pavel continuă. Și pe urmă construiește pe această certitudine a învierii Lui. Construiește, dragii mei, să risipească îndoielile corintenilor. Dacă Hristos n-a înviat, nici morții nu înviază. Noi suntem încă în păcatele noastre și cei ce au adormit sunt pierduți, continuă el. Acum înțeleg de ce Pavel începe capitolul 5, capitolul pentru pocăiți, că practic aici am intrat în starea de har, de aici încolo nouă ne vorbește Evanghelia până la sfârșitul ei. Construiește pe realitatea învierii Domnului Iisus Hristos, care este dovada de netăgăduit a faptului că Dumnezeu a primit jertfa și ne-a socotit neprihăniți. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, un prim pilon al viaductului nostru este sigur. Priviți-l încă o clipă. Pentru că avem un prim pilon asigurat, putem să ne ocupăm de al doilea. Ai nevoie de cel puțin două puncte să poți construi peste el puntea care să te treacă spre nădejdea slavei lui Dumnezeu. Fiindcă Hristos a murit și a înviat și pentru că prin credință suntem în Hristos, ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Lăsați-mi voie să o pun în imaginile cu care v-am obișnuit în zilele care au trecut. Observați, mântuirea este un început, un drum și un sfârșit. Lucrurile absolut sigure sunt începutul și sfârșitul. Ce între ele este o vale și un deal, este o cădere și o ridicare, este un plâns și un zâmbet. Ce între ele, dragii mei, este ceea ce se numește Valea Umbrelor Morții sau Valea Plângerii. Dar dacă ești sigur de cei doi piloni, de poarta pe care ai intrat și de destinația spre care mergi, suntem în această stare de har, nădejdea lui Dumnezeu, nădejdea slavei lui Dumnezeu ne așteaptă, atunci până și Valea Plângerii poate fi prefăcută într-un loc plin de izvoare datorită Lui. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ce să fie această slava lui Dumnezeu la care nădăjduim? Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dați-mi voie să las textul sau contextul imediat să mă direcționeze în direcția bună. În capitolul 3, versetul 23, Scriptura ne spune că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci slava lui Dumnezeu este ceva ce ne-a furat păcatul. Cu alte cuvinte, nădejdea slavei lui Dumnezeu este să primim înapoi ceea ce păcatul ne-a furat și mult mai mult pe deasupra. Și asta este taina mântuirii lui Dumnezeu, dragii mei, taina căderii omului în păcat, pentru ca prin Hristos să fim ridicați mult deasupra. Observați, textul nu spune toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu și vom primi înapoi slava lui Adam, ci vom primi înapoi ceea ce Adam a pierdut, vom primi înapoi chipul lui Dumnezeu. Versetul 12 din capitolul 5 continuă, de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit, tot așa va continua versetul 18. Priviți o clipă, câteva personaje, Dumnezeu, Adam, Set, Enos, Cainan și
Lista continuă în capitolul 5 din Genesa. Dar aș vrea să citesc primele trei versete și urmăriți cu atenție ruperea care se întâmplă din pricina păcatului imediat după Adam. Versetul 1 din capitolul 5. Iată cartea neamului lui Adam. În ziua când l-a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. I-a binecuvântat, le-a dat numele de om în ziua în care au fost făcuți. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus numele Set. Aici se frâng lucrurile. Observați, păcatul ne-a furat, ne-a lipsit de slava lui Dumnezeu. Și în momentul în care Hristos a rezolvat problema păcatului, a reînviat în noi nădejdea slavei lui Dumnezeu, nădejdea întoarcerii acasă. Spuneam că această slava lui Dumnezeu, cel puțin din textul din Genesa, este însuși chipul, asemănarea cu Dumnezeu pe care păcatul a stricat-o, a spart-o, a rupt-o în noi. Dar Domnul Iisus Hristos, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, cel de-al doilea Adam, este chipul și slava lui Dumnezeu și El este ținta sau nădejdea devenirii noastre. Coloseni, capitolul 1, versetul 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii și voi aveți totul de plin în El. Dragii mei, pentru că El a umblat printre noi, a trăit printre noi, plin de har și de adevăr. Și nu doar că a murit pentru păcatele noastre, ci 40 de zile a lăsat ca învierea Lui să se impregneze în cei care erau în jurul Lui. Versetul 2 din capitolul 5 spune, Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei Lui Dumnezeu. Oare ne mirăm că Pavel a zis, Hristos în voi, nădejdea slavei. A te bucura de nădejdea slavei lui Dumnezeu înseamnă a-ți pironi ochii asupra frumuseții lui Hristos și a continua să mergi în direcția aceea, indiferent ce s-ar întâmpla. A nu-ți lua privirile de pe Hristos, a nu-L opri pe Duhul lui Dumnezeu să cioplească, să dăltuiască în tine chipul lui Hristos. Pavel scrie Corintenilor și le spune, noi toți privim cu fața ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Dacă înțeleg corect această bucurie, nădejdea slavei Lui Dumnezeu, este o bucurie spre care mergem, dar în momentul în care faci pași și te tragi prin necazul, dragii mei, prin valea aceasta plângerii, chipul acesta se ia pe tine. Relația ta vie cu Dumnezeu te transformă prin puterea Duhului Sfânt într-o chipul și asemănarea sa. Observați ce-i viața peste care aruncă Dumnezeu viaductul acela sau podul acela suspendat între acum și atunci. Noi toți privim, în ciuda tuturor greutăților, cu fața descoperită ca într-o oglindă, nu falimentele noastre, nu nenorocirile noastre, nu lipsa răspunsului la rugăciunile noastre, noi privim ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Hristos în noi garantează ajungerea la slavă. Dar întrebarea mea este cum se realizează în mod concret în zilele pe care le trăim, lucrul acesta. Priviți o clipă, aceeași imagine. Am vorbit despre primul pilon și despre al doilea pilon, dar observați ce între ele este un hău, este o prăpastie. Numiți-o cum vreți, numiți-o viață creștină, numiți-o valea umbrelor morții, numiți-o valea plângerii. Este un hău. Un hău pe care l-a căscat păcatul, alegerile primului Adam, de care beneficiem și noi. Pentru că avem cei doi piloni siguri. Putem cobori liniștiți în vale. Putem porni spre dincolo. Deci, fiindcă suntem socotiți neprieniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos.
lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Nu știu, ați observat, ați sesizat cei doi piloni ai viaductului. Dar uitați-vă ce în vale sau ce în timpul trecerii noastre spre dincolo, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală. Avem pace cu Dumnezeu și în baza acestui lucru ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dar între ele, ne place sau nu ne place, sunt necazuri și extraordinar, din pricina siguranței celor doi piloni, ne putem bucura chiar și în necazurile noastre, pentru că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință în încercare, adică un pas mai departe spre țintă și fiecare pas mai departe, fiecare ridicare din păcat, fiecare biruire sau biruință ascultării noastre, dragii mei, aduce nădejdea. Și nădejdea aceasta nu înșală. De ce nu înșală această nădejde? Însă nădejdea aceasta nu înșală, și observați un alt cuvânt mititel și neglijat de multe ori, care e o cheie în înțelegerea lucrurilor. Nădejdea aceasta nu înșală pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Sunt două verbe la trecut și dacă nu ești sigur că acțiuni trecute și realizate în tine, terminate în tine, de aici apare problema, de aici nădejdea începe să fie înșelătoare, îndoielile încep să-ți inunde sufletul. Nădejdea aceasta nu înșală pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost, nu va fi, nu este, a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt, care nu trebuie să stăruiești după El, pentru că v-a fost dat, prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, spune Pavel. Două realități, chiar dacă nu sunt prezente în viața mea, nu te mira că nădejdea înșală, că îndoiala capătă putere asupra vieții tale. Când și cum a fost turnată în inimile noastre dragostea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat? Lăsați-mi voie să fac un pas înapoi să privesc cartea Romani. Când trecem duminică-duminică prin ea, pierdem din vedere pe unde suntem în călătoria noastră, pentru că nu avem harta tot timpul înaintea noastră. Dar aveți Evanghelia lui Hristos, pe care Pavel o prezintă în două etape distincte. Este o primă etapă în capitolul 1, 18, la 4:25, în care Pavel ne spune din ce trebuie să fim mântuiți și cum suntem mântuiți. Observați de unde ne aduce Pavel, de sub mânia lui Dumnezeu care se descoperă din cer, împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuire a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Și apoi face o radiografie asupra întregii societăți. Și noi ne regăsim fie într-o categorie, fie în alta, dar concluzia este directă și simplă. Nimeni nu va fi socotit neprienit înaintea lui Dumnezeu prin meritele lui, prin faptele legii. Toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iar în 3:21 Pavel exclamă, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Este vorba de neprihănirea, de dreptatea, de îndreptățirea pe care ne-a câștigat-o Domnul Iisus Hristos murind în locul nostru și înviind a treia zi din morți. El este poarta prin care venim de la moarte la viață. El este Cel prin care suntem născuți din nou, de sus, din Dumnezeu, din Duh, ca să fim făcuți compatibili cu împărăția lui Dumnezeu. Dar observați, în momentul în care mielul lui Dumnezeu a ridicat păcatul lumii, în seara învierii a putut sufla Duh Sfânt peste ei. Duhul Sfânt vine în viața noastră, nu din pricina meritelor noastre și a strigătelor noastre și a insistențelor noastre. Duhul Sfânt vine în viața noastră în urma iertării pe care o primim în jertfa Lui. Toți suntem copii ai Lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă, Ava, adică Tatăl. Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu, dacă vreți, este
dovada faptului că am fost socotiți neprihăniți. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este a lui. Un creștin fără Duhul Sfânt este o contradicție în termeni. Și de aceea Pavel poate vorbi la trecut despre amândouă. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Când? Cum? Nu spune Domnul Iisus însuși, vorbind cu Nicodim, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică? Dragii mei, crucea lui Hristos este dovada iubirii lui Dumnezeu. Dacă nu există cruce și moarte, nu există iubire de Dumnezeu. Nu există Dumnezeu. Noi suntem un rod al șansei. Și le vor mânca viermii. Dar dacă există un calvar, există o cruce și un întrupat Fiul al lui Dumnezeu răstignit, dragii mei, Dumnezeu nu putea să toarne în inimile noastre dragostea Lui într-un mod mai palpabil decât dându-se El însuși în locul tău și în locul meu la moarte. Dar odată păcatele rezolvate, Duhul lui Dumnezeu este liber să coboare în viața noastră. Ioan își construiește Evanghelia pe trei afirmații ale Botezătorului. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este cel ce botează cu Duhul Sfânt. El este Fiul lui Dumnezeu. Observați, mai întâi era nevoie de vinerea mare ca să poată fi duminica învierii și ca Duhul lui Dumnezeu să poată coborâ și înființa biserica. Dar interesant, dacă vă uitați la restul textului din Romani, tot restul din versetul în care suntem vorbește celor născuți din nou, copiilor lui Dumnezeu. Dar, practic, ceea ce urmează se construiește pe lucrarea Domnului Iisus Hristos, nu pe meritele noastre. De unde știu că dragostea aceasta nu înșală? Versetul 5, ascultați versetul 6. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Când eram fără putere, când cu păcatele mele, încărcat cu ele, cu zdrențele păcatelor mele ca fiul risipitor, m-am pomenit sub mânia lui Dumnezeu în fața Tatălui. Atunci Hristos m-a înlocuit în moarte. Atunci eram fără putere, fără merite, fără drept de a nu fi pedepsit. A murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu s-ar găsi cineva să moară. Dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva ca să moară, spune el în versetul 7 și versetul 8 continuă. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, prin moartea Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și mai mult, ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. De unde știm că nădejdea aceasta nu înșală? Lăsați-mi voie să las pe Pavel să dea răspuns și v-aș muta un pic mai departe în capitolul 8, începând cu versetul 16. Nădejdea aceasta nu înșală, pentru că însuși Duhul, pe care l-am primit toate cu dragostea lui Dumnezeu, dovedită în jertfa Fiului Său, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Observați, nădejdea slavei lui Dumnezeu ne este garantată. Moștenitori ai lui Dumnezeu, împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum, atunci când Corina m-a sunat plângând că Anca a plecat, aveam exact versetul acesta înaintea mea. Am vrut să-i spun, dar mi-a pus telefonul jos, că nu mai putea vorbi cu mine. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care ar să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea, natura întreagă, universul întreg,
așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, nu de bunăvoie, ci din pricina celui ce a supus-o, nădejdea însă că și ea va fi izbăvită de robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de astăzi toată firea suspină și suferă durerile nașterii, și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fiere, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede nu se poate nădejdui. Pe când dacă nădejduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Așteptăm cu răbdare. Dragii mei, în timp ce așteptăm cu răbdare prin valea asta umbrelor morții, nu uitați, avem doi piloni siguri, dar noi suntem încă în trecere. În timp ce așteptăm cu răbdare, ridicăm rugăciuni spre Dumnezeu. Tavi întreba, Doamne, am declarat un post de 40 de zile, văd că rugăciunea încă a fost mai bine primită decât a ta, nu știm exact ce s-a rugat. Știm un singur lucru, că vorbele ei, spuse imediat când a aflat că medicii nu mai pot face nimic, Dumnezeu le-a împlinit, luându-i toate durerile. Luându-i absolut toate durerile. Dar imaginați-vă că în timp ce noi ridicăm rugăciuni spre Dumnezeu, și eu vă mărturisesc, eu nu știu cum să mă rog. Știu ce aș vrea să se împlinească. Știu ce cer. Nu știu dacă o fac după voia Lui. Și de aceea mă uit la versetul acesta și slăvesc pe Dumnezeu, că L-a trimis pe Duhul Său în mine, ca în timp ce mă rog eu, așa după cum îmi dorește inima și sufletul pentru mine și cei de lângă mine, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu să facă ce știe El mai bine. Vineri seara a început o conferință la Mănășturi cu un rabin evreu pe cartea Zaharia. I-am spus la fratele Gigi, m-aș duce și eu să-l ascult cu bucurie. A zis, nu vii să traduci. Am zis, nu vin. Când traduc, nu pricep nimic, toate trec prin mine. Dar abia aștept să-l ascult pe vorbind pe Zaharia. Mă sună un prieten, vin să te duc? Zic, îmi pare rău, nu pot. Filip e planificat la operație, se simte foarte rău, rămân acasă. Rămân acasă să plâng, să mă rog împreună cu ai mei. Iar dimineață l-au internat de urgență, a fost operat să elibereze tumoara de pe coloană, avea dureri incredibile, nu-i treceau cu nimica. Știm doar atâta, operația s-a terminat, trebuie să înceapă tratamentul pentru cancer. Medicul i-a zis, probabil că există același natură ca și restul lucrurilor care le-au descoperit, ce au fost făcute biopsiile. Dar ascultați-vă versetul 26. Și tot astfel, Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși, Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Nu știu dacă ați conștientizat vreodată, când stați și vă plângeți inima înaintea lui Dumnezeu și strigați înaintea Lui, cineva în voi suspină și se roagă odată cu voi sau odată cu noi, dar poate pe o altă coordonată. Tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și ceea ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu, nu după voia noastră, ci după voia lui Dumnezeu. Spuneți-mi, n-ar trebui să învățăm de la Domnul Iisus Hristos să încheiem orice rugăciune, orice cerere, cu totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu? Mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Și ascultați versetele care urmează. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați
după planul său. Noi suntem maestri în a decupa versete din context și de a ne hrăni cu nădejde înșelătoare. Dragii mei, Dumnezeu girează pentru cuvântul Lui, nu pentru ce cred eu că spune cuvântul Lui. Și de aceea, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să las textul așa cum este, să scot versetele și capitolele, să citesc scrisoarea lui Dumnezeu, ca și cum mi-ar fi fost adresată de la un capăt la celălalt și să o fac pe nerăsuflate. Pentru că textul continuă, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Nu cumva asta este nădejdea slavei lui Dumnezeu? Asemenea chipului fiului său. Știe cineva din sală cu ce dălți trebuie să cioplească Dumnezeu în noi chipul fiului său? Cu dălțile bucuriei, a bunăstării, a sănătății, a zâmbetelor, a vieții fără grijă, sau cu dălțile bolii și a sărăciei și a durerilor, și a slujirii și a înghițirii lacrimilor? Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți în baza jertfei lui Hristos, și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Dragii mei, nu lipsește o verigă din lanțul planului lui Dumnezeu. Deși deja există lucruri câștigate, totuși încă sunt multe în viitor. Iar noi trăim prin valea asta umbrei morții, în care cu încrederea în pilonii pe care Dumnezeu i-a împlântat în istorie, să ne putem bucura chiar și în necazurile noastre, să putem celebra chiar și la mormântări. Noi nu suntem fără nădejde, dragii mei. Noi știm unde ne ducem, pentru că ne-a spus Cel care a venit de acolo. Spuneți-mi, de ce nu înșală nădejdea aceasta? Observați, o nădejde este un lucru care încă nu se vede. Dacă s-ar vedea, n-ar fi nădejde. De ce nu înșală nădejdea aceasta? În textul din capitolul 5, când ne-a vorbit de jertfa Domnului Iisus Hristos, ne-a spus, dacă atunci, când eram păcătoși, murdari, fără putere, Dumnezeu s-a îndurat de noi și a plătit prin însuși Fiul Său pentru păcatele noastre, cu mult mai mult acum. Dacă atunci am fost împăcați cu El prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum vom fi mântuiți prin El, prin viața Fiului Său. Domnul Iisus s-a înălțat la cer și ca mare preot după rânduiala lui Melisedec trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi și ca să ne desăvârșească mântuirea, ca să termine lucrarea lui în noi. În 1 Ioan, capitolul 3, Pavel spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Dragostea aceea turnată în inimile noastre prin jertfa Domnului Iisus, ca în baza ei să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem, spune Ioan. Lumea nu ne cunoaște, nu L-a cunoscut nici pe El. Ce va fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Anca a rămas foarte frumoasă, îmi spunea Nora și cei care au rămas lângă ea, cu o față de înger, cum o știți. Imaginați-vă cum arată ea acum, când l-a văzut pe Domnul Iisus, pe mirele ei ceresc, așa cum este, vom fi ca El, dacă atunci, cu mult mai mult acum. Dacă atunci El n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da acum, fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Dragii mei, îndoielile se risipesc, nu privind la noi. Noi trăim în vremea Lui, totuși nu încă. Suntem pe drum,
Dar dacă realmente crezi, ești ancorat în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Îi face pas după pas. Și în necazuri, și în bucurii, și în căderi, și în ridicări. Și te vei pomeni transformat în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, până când slava însăși te va cuprinde. Amin.